Dumnezeu nu ne cere să ne supunem oricui. Da? Dumnezeu nu ne cere să ne supunem oricui. Nu ne cere Dumnezeu să ne supunem prezbiterilor din alte biserici. Ei au autoritate în bisericile acelea locale. Nu ne cere Dumnezeu să ne supunem la nu știu ce structuri de autorități inventate de oameni. Da? Discutam cu cineva. Eu le-am spus la oameni, n-am nicio problemă, puteți să fiți în absolut ce cult vreți voi. Dar în momentul în care spui, domnule, ăia nu sunt în cult, ăia nu mai zice, citez pe un frate, sperăm, ăia nu mai sunt în lucrarea lui Dumnezeu. Serios? În ce cult era Petru? Pavel? Bisericile din Galatia? Biserica din Corint? În ce cult era? Bine, clar că erau baptiști reformați, nu? Dar în ce cult erau? Nu știm. Da? Inventarea de structuri și asta se vede tendința. Când vorbim, ne uităm la autoritate și la supunere, asta e tendința. Tendința este să scoatem tipul de autoritate biblică care ne se pare prea simplă. Prezbiteri să supună biserica. Și tendința este să scoatem autoritatea biblică și să introducem funcții, roluri și structuri de autoritate care în Biblie nu există. Asta este tendința. Dacă ar exista funcțiile de autoritate biblice, i-aș lăsa să inventeze orice alte structuri. Problema este că dacă ar exista funcțiile de autoritate și structurile de autoritate biblică, n-ar mai exista nevoia de alte structuri. Asta este adevărul.